Bine ați venit la noi. Vă prezint un pic centrul nostru, spațiul de cazare. Aici este o cameră de două locuri, cu televizor, un fotoliu. Este o cameră de cuplu, dacă, na, mai avem și un soț și soție care sunt la noi în centru. Băile sunt așa mari ca să poată să intre cu căruciorul. Avem sală de sport, facem activități când plouă sau ninge. Na, să ne mișcăm puțin. Aici este altă cameră de patru paturi, patru locuri. Foarte luminoasă, deci na, îmi pare rău că nu ați prins pe timp de zi. Sunt foarte luminoase camerele, foarte faine. Tot așa, fiecare cu fotoliu, cu televizor. Activitățile pe timp de iarnă, de exemplu, mai sunt jucatul de darts, jucăm remi, cărți, facem tot felul de activități. Ne place foarte mult să ne axăm pe bătrânei. Aici este cabinetul medical, unde medicii vin și consultă pacienții, se fac EKG-uri, trimiteri către alți specialiști, psihiatru stă de vorbă cu pacienții. Vin o dată pe săptămână, atât psihiatru cât și medicul internist. Ce Aici, înseamnă izolator? izolator înseamnă pacientul grav, bolnav, gripă, COVID, Aceasta este. este destul de mic, pentru că e doar, na, este izolator, să-l izoleze, să stea la pat și să nu intre în contact cu restul. Aici este altă baie. La fel de mare. Băile sunt mari, spațioase ca să poată să intre cu cărucioarele. Și aici este sala de mese, unde fiecare are locul lui stabilit, unde se servește masa, micul dejun, prânzul, cina. Câte persoane sunt acomodate acum aici? În momentul de față, 76. Și stau în general câte 2, 3, 4 în cameră? Am persoane cu 4, cu 2, cu 3. Asta înseamnă că este la maxim. Capacitatea? Nu. Nu, mai avem încă 15 locuri libere. Probabil multă lume se întreabă, da. Bine, bine, cât costă? Tariful este în funcție de starea de sănătate a pacientului. Tarifele la noi, fiind la țară și atât de departe de oraș, cumva încercăm să înțelegem și aparținătorii că este un drum destul de lung, care necesită un cost. Și avem tarife mult mai joase decât Timișoara. Taxele la noi sunt începând cu 2700 și maximul este 4000 de lei. Ce se întâmplă dacă o persoană, pentru că știu că există și cazuri sociale, nu își permite, nu are atâta pensia? Cum vă poziționați? Că am înțeles că ați mai avut și situații din astea. Chiar am la momentul de față cazuri care primăriile ne roagă să-i ajutăm. Eu nu pot să-l dau afară.